Ok, oameni buni, am revenit cu MVP-ul acestui meci, îl avem pe Miel aici. În primul rând, salut! Cum ți s-a părut meciul contra zarzăvăturilor ucigașe? Ei bine, a fost un meci greu, știam de la început că va fi un meci greu, băieții joacă foarte bine și joacă de mult timp și știu jocul, efectiv chiar știu jocul. Doar că eu consider că draftul nostru a fost superior și datorită faptului că am avut last pick și am putut lua un erou care face counter majorității erorilor mele. Da, asta vreau să te întreb, unde crezi că s-a câștigat meciul? Pe ce linie? Cred că meciul s-a câștigat în momentul în care pe midlane ei nu au gankat absolut deloc. La un moment dat s-a rupt egalitatea dintre Viper și Beastmaster, adică Viper era undeva level 6, Beastmaster era level 3, deși Viper e un erou greu de gankat, da, au ales să nu-l gancheze. Și prin rotațiile pe care le-am făcut, de exemplu, am făcut o rotație bottom, când am omorât 3 oameni, ei n-au omorât absolut nimic. Da, care a fost atmosfera la acel fight de la Roșan când a venit cursul lui Winter Wyvern, apoi imediat Ravage-ul, fără să mai aștepte nimic? Ei bine, și ați văzut că muriți pe capete. A fost o mică problemă de coordonare, să spunem așa, ne-am panicat puțin. Nu ne așteptam ca Blazică să aibă un Shadow Blade deja făcut și nu aveam detection pe jos, ne-am trezit cu el acolo. Și mai ales faptul că ei aveau vision în pi deja datorită Hulk-ului lui Beastmaster, presupun. Da, da, da. A fost destul de greu fight-ul ăla, l-am pierdut, dar ne-am revenit după aceea. Ok, mulțumesc foarte mult, Miel, l-am avut aici pe Miel, cum v-am spus, eu sunt Firte, vom reveni în scurt timp cu următorul meci, l-avem aici și pe un prieten, ok, revenim în scurt timp.